sport. Sigur că da. Liza Scarlata a îndrăgit sportul încă din copilărie și s-a confruntat de multe ori cu stereotipul că nu are ce căuta într-un domeniu masculinizat cum este culturismul. Energia și munca zilnică însă au ajutat-o să obțină o siluetă demnă de admirat, dar și să strălucească la campionatele de culturism. Ia să vedem cum arată. Liza Scarlat demonstrează că femeile pot mișca munții din loc prin forță. Recent, tânăra moldoveancă s-a întors de la un concurs de culturism din România. Este un concurs de frumusețe, da? Un concurs unde se apreciază mușchii, desigur, cât de bine este lucrat, cât de bine este definit corpul, se apreciază proporțiile, da? Pentru aceasta este nevoie de o pregătire, desigur, o pregătire ce necesită răbdare, alimentație corectă și nu doar corectă, dar specială, să spunem așa, antrenamente, pre-competiție. Un corp atât de sculptat presupune ore în șir de muncă la sala de forță, o viață liniștită, dar și un regim alimentar bine calculat. De obicei se pregătește din timp, în dependență de ce formă vrei să obții. Eu am avut puțin timp la dispoziție, timp de o lună de zile, mi-am pregătit corpul, m-am pregătit și fizic și moral, să spunem așa. Până acum nu am mai participat la competiții internaționale, deci pentru mine este o etapă, este ceva nou. Deși are un program încărcat la serviciu, Liza nu uită de antrenamente. Merge la sală chiar și de 3 ori pe săptămână. Am avut nevoie de să scad din organism un procent mare de grăsime, dar desigur puneam accent pe proteine, fibre, carbohidrați corecți. Avem un gramaj de kilocalorii calculate, da? Și deci mă conduceam după tot strict, după oră, după calcul. În ultimele zile, pentru definire, pentru scoaterea apei de organism, ca să-ți accentuezi mușchii, este nevoie ca să-ți elimini cât mai mult posibil apa din organism. Pentru aceasta, ultimele zile, deci chiar în ultima zi, nu am băut apă deloc până seara, până nu a trecut competiția. Primul lucru care mi-l doream nu era mâncarea, ci apa. Concursurile la care participă adună cele mai bune performanțe în culturism. Un nivel foarte înalt, tot și un concurs internațional, din toate țările, da, din toată Europa, să spunem, bine lucrate, aranjate. Liza nu se oprește aici. Ambiția ei de a deveni remarcată în lumea culturismului a devenit și mai mare după ultima participare. Cred că în toamnă mai particip la un concurs în Madrid și sper să fac față și acolo. Este nevoie doar să-ți vrei acest lucru, să simți nevoia că ți-l dorești, da? Deci asta este un hobby, pe mine mă atrage, este ceea ce mie îmi place, ce eu trăiesc și asta și mă motivează să merg mai departe. Deși Liza e pasionată de corpul ei bine sculptat, tânăra nu uită că este femeie și are grijă să-și păstreze feminitatea la fel de evidentă.